mai înaltă turbină eoliană din România se află la 60 de kilometri de Constanța. Are 100 de metri înălțime și cântărește câteva zeci de tone. Interiorul este foarte îngust și la înălțime se poate ajunge doar cu liftul. Asigurăm din mijloc. Ajungeți sus, ridicați trapa. Drumul durează în jur de 10 minute. Dacă ai frică de înălțime, emoțiile sunt copleșitoare, mai ales că ești închis într-un tub uriaș. Merită însă. La 100 de metri, tehnologia face diferența. Nu știi la ce să te uiți mai întâi, la frumoasa Dobroge văzută de la înălțime sau la creierul electronic care coordonează fiecare mișcare a turbinei. Acum se învârte, se mișcă, ea practic caută vânt. Se va opri în momentul în care e în poziția vântului cel mai puternic. O moară de vânt produce 2,5 MW pe oră. Dacă este vânt puternic, parcurile eoliene din Dobrogea pot produce cât cele două reactoare nucleare de la Cernavodă, fără niciun pericol pentru cei din jur.